Știrile Litoral TV, prezentate de Beatrice Barbu. Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la Știrile Litoral TV. Bărbat din Cernavodă s-a îmbogățit de pe urma mai multor tinere pe care le trimitea să practice prostituția în străinătate. Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța a introdus noi circuite de vacanță. Comisarii de la Protecția Consumatorului au descoperit la mai multe terase din Mamaia 10 de kilograme de carne stricată sau neetichetată, smântână expirată sau brânză cu mucegai. Pachebotul Emerald Princess cu 3.000 de turiști la bord a făcut o scurtă escală în portul Constanța. Și începem jurnalul cu o știre de ultimă oră. Judecătorii Înaltei Curții de Casație și Justiție au decis eliberarea fostului primar al municipiului Constanța, Radu Mazăre. Mai multe detalii are colega mea Ana Maria Stancu. Bună seara, Ana! Bună seara, Beatrice! Bună seara tuturor! Așa este, este o zi importantă cu adevărat pentru fostul edil al Constanței. Radu Mazăre a fost eliberat din arestul capitalei în această după-amiază. Judecătorii au admis contestația împotriva arestului preventiv, iar Radu Mazăre se pare că va reveni chiar în această seară la Constanța. Cu mai multe detalii vom reveni în jurnalele următoare. Tot ce vă putem spune este faptul că Radu Mazăre ar putea fi cercetat sub control judiciar în următoarea perioadă de timp. Ana, îți mulțumesc. Noi continuăm jurnalul. Un bărbat din Cernavodă s-a îmbogățit de pe urma mai multor tinere pe care le trimitea să practice prostituția în străinătate. Procurorii au descins în această dimineață la locuința individului, unde au găsit mai multe sume de bani. Descinderile au avut loc într-un cartier din Cernavodă. Procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Măgidia, însoțiți de polițiști și jandarmi, au pătruns în casa individului, de unde au ridicat mai multe probe. Anchetatorii spun că bărbatul a obligat din 2007 și până în prezent mai multe tinere să se prostitueze. Fetele au fost trimise în Germania, dar și în Spania și Italia. Așa a reușit să se îmbogățească. Individul a obținut în acest fel peste 400.000 de euro. Cu acești bani, bărbatul și-a cumpărat 3 apartamente, dar și o mașină de lux în valoare de peste 50.000 de euro. Parchetul de pe lângă judecătoria Măgidia a dispus instituirea sechestrului asigurător, a cumpărat 3 apartamente în valoare totală de 75.000 de euro. Totodată s-a dispus sechestrul asigurător asupra unei mașini de lux în valoare de 53.000 de euro. Bărbatul este acuzat de proxenetism. Acesta va fi audiat urmând ca anchetatorii să stabilească ce măsuri se impun. Un amplu exercițiu militar a avut loc în Marea Neagră. Fără doar și poate cei mai expuși au fost scafandrii de luptă care au încercat salvarea unor ostatici. Conform scenariului, totul s-a întâmplat la 70 de mile marine de portul Constanța, în apropiere de platforma petrolieră Gloria. Exercițiul militar a început în zorii zilei. Imediat, largul Mării Negre a devenit câmp de luptă pentru aliații NATO. Cerul a fost umplut de elicoptere, iar pe luciul apei, embarcațiuni de mare viteză au efectuat exerciții tactice. În centrul atenției, scafandrii de luptă au coborât pe frânghii și au încercat salvarea captivilor de pe platforma petrolieră Gloria. Statul major, alcătuit din secția scafandrii operații speciale, se află pe bordul navei suport sprijin logistic 283 și va conduce o acțiune de eliberare de ostateci. Ostateci aflați pe bordul, la bordul platformei Gloria. Acțiunea se va desfășura prin procedeul de inserție FESROP și prin procedeul de inserție prin scufundar. Ambele acțiuni se vor conduce simultan pentru a asigura inundarea platformei din ambele sensuri.
Scafandrii de luptă sunt echivalentul trupelor SEAL americane și intervin în cazurile cu lor deostatici. Exercițiul a avut loc la 70 de mile marine în largul Mării Negre. Aceste exerciții, în esența lor, au o contribuție în a ne permite să facem o evaluare a îndeplinirii tuturor obiectivelor, să facem o analiză a modului în care s-a planificat, o analiză asupra modului în care s-au condus și în mod deosebit a execuției. Misiunea din largul Mării Negre a fost un succes, toți ostaticii fiind eliberați. Astfel de exerciții au loc de regulă noaptea pentru ca forțele insurgente să fie luate prin surprindere. Nu orice persoană poate deveni un militar care să efectueze astfel de operațiuni. Să spunem că dintr-un procent de 30 de militari, dacă reușesc 7-8, nu e ușor. Nu e ușor. Gândiți-vă, ați văzut ziua, da? Gândiți-vă că toate activitățile astea se desfășoară noaptea. Gândiți-vă că oamenii noaptea nu văd, folosesc aparatele de vedere pe timp de noapte, înseamnă griji în plus, e cu totul altfel noaptea. În afara militarilor, la exerciții au participat mai mulți observatori care au analizat tehnicile și modul de intervenție. Rolul lor este acela de a aduce îmbunătățiri modului de operare. Un brăilan de 57 de ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit în plin de un șofer care nu l-a observat. Accidentul s-a produs pe drumul european 587 la intrare în stațiunea Lacul Sărat, o zonă slab semnalizată și iluminată. Accidentul s-a petrecut în jurul orei 23, chiar în fața intrării în stațiune. Pentru că drumul este unul european, toate mașinile care tranzitează zona circulă cu viteză. La un moment dat, bărbatul de 57 de ani, aflat în stare de ebrietate, a vrut să străbată în fugă șoseaua care are 4 benzi. A sărit însă direct în fața unui autoturism condus de un șofer în vârstă de 39 de ani din localitatea brăileană Zăvoaia, care se îndrepta spre municipiu. Conducătorul auto nu a mai avut timp de reacție, așa că l-a lovit în plin pe bărbatul neatent. Acesta a decedat în următoarele minute după impact, astfel că echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai avut cum să-l ajute. Mi-a apărut în față, nu știu. Mi-a apărut în față, da. A vrut să traverseze? Da, cred, bănuiesc, nu știu. Nu l-ai văzut ce intenție avea? A traversat? Nu, a vrut să... nu l-am văzut. A fost un cetățean care a fost acroșat de un autoturist care venea din spre Bărăganu, spre Brăila, și cetățeanul a traversat neregulamentar, în fugă, și a fost acroșat de mașina care ați văzut și dumneavoastră, pe care ați filmat-o dumneavoastră. Șoferii se plâng că autoritățile nu iau măsuri ca zona respectivă să fie mai bine luminată și spun că zona este foarte periculoasă. O zonă foarte periculoasă, foarte multe accidente de circulație. Am văzut aici, cred că cel puțin 4-5 l-am văzut pe viu. De ce credeți că se întâmplă atât de des? De ce, nu știu, cred că indicatoarele acestea nu sunt prea vizibile, marcajele cred că nu sunt corect făcute pe aici. Lumina este foarte... avem un singur bec acolo. Și uitați-vă și becul de la Peco, în rest, nimic. Este foarte întunecat, e o intersecție periculoasă, se circulă cu viteze mari. Trupul victimei a fost ridicat de medicina legală, iar în cauză s-a deschis dosar penal pentru omor din culpă. Captură de jucării record realizată de vame și constanțeni împreună cu angajații de la Garda de Coastă. Oamenii legii au confiscat într-o singură zi 35.000 de jucării Lego, găsite într-un container din portul Constanța, Sudagigea. Dacă ar fi ajuns pe piață, ar fi avut valoarea de aproape 3 milioane de lei. Lucrătorii de la Garda de Coastă, alături de vame și constanțeni, au realizat o nouă captură record. De data aceasta este vorba de 35.000 de jucării care au fost găsite într-un container din portul Agigea. Putem vorbi de una dintre capturile cele mai importante realizate de polițiști și de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, alături de lucrătorii vamali. Dacă ar fi fost comercializate la prețul unui produs original pe piață, ar fi depășit suma de 3.100.000 de lei. În cauză, polițiștii de frontieră constanțeni au întocmit un dosar penal pe numele unui cetățean român domiciliat în Constanța și a unui cetățean turc. Infracțiunea pentru care sunt cercetați este aceea de a pune în circulație fără drept un produs ce poartă o marcă identică cu a unei firme cunoscute. Nu este însă singura captură de acest gen. În urmă cu doar o zi, oamenii legii au confiscat jucării în valoare de aproximativ 700.000 de lei. Specialiștii atrag atenția părinților să nu achiziționeze jucării contrafăcute doar pentru că sunt mai ieftine. Pot fi confecționate din materiale toxice, dăunătoare pentru sănătatea copiilor.
Românii care își fac concediile în străinătate și sunt nemulțumiți cu privire la servicii pot face mai ușor reclamații. Detalii la știri. Trasee de vacanță la bordul mijloacelor de transport în comun. Delfinul și Sirena sunt intitulate cursele care intră în vigoare începând de mâine. Și tot atunci autobuzele supraetajate care le oferă turiștilor o plimbare la înălțime prin stațiunea Mamaia sunt gata să înceapă sezonul estival. Pe timpul verii, stațiunea Mamaia este destinația cea mai căutată de pe întreg litoralul românesc, așa că Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța a introdus noi circuite de vacanță. Turiștii, dar și constanțenii, vor putea ajunge acum la plajă urmând noile trasee estivale. Traseul Delfinul va circula zilnic între orele 5:50 de minute și 22:10 minute din 20 în 20 de minute, între Pescărie și Tabăra, turist din zona Caraiman, iar traseul Sirena între orele 6 și 22 din 20 în 20 de minute, între Cireșica și Tabăra, turist din zona Caraiman. Tariful unei călătorii este de 1,5 lei, iar abonamentele pentru toate liniile sunt valabile și pe noile trasee. Și dacă tot vorbim de abonamente, reprezentanții RATC spun că elevii constanțeni vor beneficia de reducerea de 50% la abonamente și pe perioada vacanței. Pentru turiști, reprezentanții companiei de transport pun la dispoziție autobuzele supraetajate. Acestea vor pleca din fața gării din 45 în 45 de minute, în intervalul 10-20 pe traseul Mamaia Estival, gară Mamaia. O plimbare la înălțime costă 4 lei, la fel ca și anul trecut. Cât despre circulația cu mijloacele de transport în comun în oraș, de la 1 iulie RATC va devia mai multe trasee. RATC Constanța anunță publicul călător că începând cu data de 1 iulie va modifica liniile 44 și 51 de pe strada Țepeș-Vodă datorită programului de reabilitare executat de Secera Jaisa, în ceea ce privește canalizarea. La întoarcere către poarta 2, aceste autobuze vor circula pe strada Ighe Duca și Bulevardul Ferdinand, a declarat Marius Brătulescu, șef serviciu exploatare RATC Constanța. În plus, tot de la această dată, linia 40 Campus va fi suspendată, iar abonamentele emise pe această linie vor fi valabile pe traseul 5-40. Urmăriri pe două roți, cu sute de cai putere, polițiștii de la autostrăzi vor revendica șoselele din România la bordul a 5 noi motociclete care au intrat în dotarea Direcției Rutiere a Poliției Române. Bolizii vor rula permanent pe drumurile care îi aduc pe turiști la munte sau la mare și îi vor amenda pe amatorii de senzații tari. Vara aceasta, șoferii vitezomani vor fi ajunși din urmă de polițiști. La început de sezon estival, când toate drumurile duc în vacanță, 5 noi autospeciale pe două roți intră în cursa pentru respectarea regimului legal de viteză pe autostrăzi. Motocicletele marca Honda ST1300 au 126 de cai putere, lămpi avertizare roșu și albastru, flash stroboscopic, sirene electronice și girofar de culoare albastră, fiind dotate cu un sistem de comunicare de ultimă generație. Bolizii japonezi pot atinge cu ușurință 225 de km pe oră, așa că amatorii de senzații tari nu au decât să se angajeze într-o cursă de urmărire cu polițiștii. Totuși, la final, deznodământul nu poate fi decât unul singur, suspendarea permisului pentru depășirea vitezei legale, așa cum a pățit-o șoferul prins circulând cu peste 200 de km pe oră. Acesta este și scopul noilor autovehicule de intervenție. Motocicletele au fost repartizate secției Poliției Autostrăzi spre a fi folosite în misiunile desfășurate de polițiști pentru prevenirea evenimentelor rutiere și salvarea de vieți, în special pe autostrăzile care duc la mare și la munte. Se arată într-un comunicat al Poliției Române. Noile achiziții din parcul auto al Ministerului Afacerilor Interne se alătură celor 15 motociclete aprobate anul trecut de viceprim-ministrul pentru Securitate Națională, ministrul Afacerilor Interne, Gabriel Oprea. Programul de înnoire a parcului auto a debutat în 2014, când Poliția Română a fost dotată cu 257 de mijloace de transport destinate muncii operative, iar de la începutul anului 2015 i-au fost repartizate încă 2386 de vehicule.
Zeci de kilograme de carne stricată sau fără etichetă, smântână expirată sau brânză cu mucegai sunt doar câteva dintre neregulile găsite de comisarii de la Protecția Consumatorului la mai multe terase din Mamaia. Patronii au fost amendați cu 20.000 de lei, iar activitatea a fost suspendată. Au început controlele pe litoral. Inspectorii de la Protecția Consumatorului au verificat mai multe terase din Mamaia, iar ce au găsit în bucătărie depășește orice imaginație. Zeci de kilograme de carne expirată, produse mucegăite și fără etichetă. 18.06, 20.06, asta e smântână expirată, nici nu pune viața în pericol smântână. Nu știm de când este ținut, neetichetat. Aici nici nu mai discuți. 13.06. Vreau să trebuie să fac curățenie în bucătărie. Un frigider întreg. Scoate frigiderul cu totul. Voi el cum este? Ce? Ne-a etichetat produse care trebuie ținute la 0,4 grade. În bucătăria unei terase din stațiune au fost găsite mai multe kilograme de pește pus la păstrare. Era făcut la grătar, iar inspectorii de la Protecția Consumatorilor se temeau că putea fi servit din nou turiștilor. Perișoarele ține. Nu, eu vă întreb în asta. Ține perișoarele ține. Păstrăv ăsta congelat. Păstrăv congelat. Care îl punem la grătar. Care îl vinde, ca cum l-am făcut. Nu? Am dreptate, da sau nu? Nu se vinde, dar ce îl ținem aici? Aici se bucătă. Ce să mă reți, îl ia acasă. Este dimineața. Când să le ia acasă? Unii dintre patroni s-au arătat deranjați de prezența reprezentanților mass media care filmau și fotografiau mâncarea alterată. Haideți! Domnul, și dumneavoastră, vă rog frumos, după proprietate, zbar, vă rog din suflet. De azi dimineață. Conșați deja? Nu e congelat, vă rog. Altă unitate de alimentație din Mamaia, aceeași poveste. Comisarii au găsit chiar și brânză mucegăită. Și mucegai? Dacă acesta arată ca și cavac, ce putem să-i spunem? Uite ce tare e. Oricum, miroase și uitați-vă ce e. Le punem la ce? La mic dejun. Unii dintre patroni au admis că au greșit și foarte senin au mărturisit că nu ar da așa ceva de mâncare vreunui membru al familiei lor. Vreți aceea dumneavoastră ați dau-o copiilor dumneavoastră? Să mănânce? Nu aș da. Și atunci ce caută la dumneavoastră în bucătărie? Se mai întâmplă? Dumneavoastră faceți curățenie în frigider? Da, destul de des, știi. Destul de des. Dar se mai întâmplă să vi se mai strice un produs în frigider? Dar nu-l dau de mâncare nu la turiști. Nu-l dați. Când îl vedeți că s-a stricat, l-a aruncat. Dar eu sunt, să știți, un om privat, dumneavoastră sunteți restaurant responsabil de sănătatea turiștilor. Fel, ca și dumneavoastră, suntem și noi tot oameni. Explicațiile patronilor nu i-au înduplecat pe inspectori care i-au amendat și le-au închis terasele. Să suspendăm activitatea până la remedierea deficiențelor. La prima terasă, sancțiuni contravenționale și măsuri complementare de remediere a deficiențelor, se ridică și până la 20.000 de lei. Plus măsură complementară de remediere deficiențelor. Turiștii care se aflau întâmplător prin zonă s-au arătat îngroziți de neregulile constatate. Că uite, mănâncă copiii și știți cum e. Doamne ferește, să îmbolnăvești, ei să-și facă treaba, asta e. Astfel de controle vor continua pe parcursul întregului sezon estival. Seceraja S.A. a implementat sistemul call center pentru a prelua indexul autocitit de către fiecare abonat al societății. Acesta funcționează sub forma unui robot telefonic și va fi pus la dispoziția consumatorilor începând din 25 iunie. Noul serviciu reduce timpul de așteptare și rezolvă preluarea tuturor apelurilor. Nu răspunde nimeni sau sună ocupat, nu vor mai exista. Serviciul este disponibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru a beneficia de sistemul call center, utilizatorii trebuie să cunoască codul de abonat disponibil pe factură, indexul afișat de contor și perioada de transmitere a acestuia. Indexul se citește fără zecimale și se transmite cu 5 zile înainte de perioada de consum înscrisă pe factură, pentru a putea fi luat în calcul la facturare. Utilizatorii Raja trebuie să înțeleagă necesitatea respectării perioadelor de facturare, iar în cazul în care există nelămuriri privind transmiterea autocitirii, se pot adresa serviciului Relații Clienți la numărul de telefon 0241 486 527 sau 0241 486 507. Pentru abonații care dețin mai mulți contori pe sistemul de alimentare cu apă, transmiterea indexului se va face pe fiecare apometru în parte, pe baza seriei aparatului de măsură. Totodată, Seceraja S.A. rezervă dreptul de a nu utiliza pentru facturare indexul transmis dacă indică variații mari de consum față de medie sau dacă se constată că este necesară efectuarea unei
solicitări de către reprezentantul societății. Asigurarea accesului la contor este singura cale de a oferi un serviciu corect facturat și posibilitatea de a avea un control asupra consumurilor și a funcționării instalațiilor interioare. Pentru a putea transmite indexul contorului de apă, utilizatorii trebuie să apeleze numerele de telefon cu tarif normal 0241 924 0241 541 953 sau 0241 695 343, urmând a fi ghidați de mesajele generate de aplicație. Românii care își fac concediile în străinătate și sunt nemulțumiți de servicii au la dispoziție o aplicație pe smartphone prin care pot face reclamație la Centrul European al Consumatorilor. Dacă firmele nu se conformează, se poate ajunge chiar și în instanță, iar turiștii pot primi despăgubiri consistente. Românii care întâmpină probleme în vacanța de peste hotare refuză de cele mai multe ori să lupte pentru drepturile lor. Printre cele mai întâlnite situații se numără pierderea bagajelor în aeroport, anularea rezervării la camerele de hotel sau condițiile proaste din unitățile de cazare. Pentru a ieși din încurcătură au la dispoziție o aplicație pe telefonul mobil. Să presupunem că suntem în Amsterdam și tocmai s-a anulat zborul către București. Și atunci vedem pe telefon exact aplicația și în care scrie ce putem face atunci când se anulează zborul. Aplicația îți spune că ai dreptul la apă, ai dreptul la mâncare, ai dreptul la cazare, la transport, o sumă de spăgubire, precum și un telefon pe care poți să-l dai acasă să spui și dreptul cel mai important de a ajunge în siguranță acasă. Turiștii pot comunica cu reprezentanții Centrului European al Despăgubirilor, care îi pot ghida spre o rezolvare amiabilă a situației. Aplicația ECC Net Travel este o aplicație care este în momentul ăsta în toate limbile Uniunii Europene. Să zicem că plecăm cu un vaporaș în Bulgaria. Să zicem că a întârziat. Dacă ajungeți mai târziu decât ora programată, aveți dreptul de a solicita rambursarea a cel puțin 25% din costul biletului. Societățile care nu se conformează vor putea fi date în judecată, iar dacă se adevărește că reclamanții au avut dreptate, aceștia pot primi sume importante de bani drept compensație. Locuitorii din Mangalia care trebuie să achite retroactiv impozitul pe clădiri ar putea scăpa de plata sumelor prin amnistia fiscală aprobată de consilierii locali. Aleșii susțin că există posibilitatea ca datoriile la serviciul de taxe și impozite să fie șterse. Prin modificarea codului fiscal, locatarii blocurilor ANL din Mangalia au fost anunțați de primărie că trebuie să achite retroactiv restanțe la impozitul pe clădire de câteva sute de lei. Asta deși de la modificarea codului fiscal nu au primit niciun fel de notificare cum că ar avea de plătit vreun impozit pe casa în care locuiesc. Consilierii locali spun că în urma demersurilor făcute chiar de către locatari, Ministerul Finanțelor a trimis o adresă prin care afirmă că este vorba despre o interpretare eronată a noului cod fiscal. Postul prefect, care e director în Ministerul de Finanțe astăzi, semnată și de alte 3-4 persoane care sunt de specialitate și care spun că interpretarea este greșită și că acele persoane nu au obligația să plătească niciun fel de impozit pe clădire. Reprezentanții Serviciului Social din cadrul primăriei, instituție ce deține mare majoritate a imobilelor în regim de închiriat din Mangalia, afirmă că s-au făcut toate demersurile pentru a se obține un punct de vedere oficial de la minister. Dacă răspunsul va fi în defavoarea oamenilor, aceștia pot beneficia de amnistia fiscală aprobată de consilierii locali în urmă cu câteva săptămâni. Dacă, cumva, interpretarea colegilor noștri a fost eronată, se vor face corecturile necesare. În situația în care, dimpotrivă, ceea ce am transmis noi cetățenilor este corect, real, bazat, fundamentat pe legislație, se va continua în schimb. Știți că de la ultima ședință de Consiliu a fost obținută acea scutire la plata penalităților până pe 30 septembrie. Cert este că în cel mult o săptămână locatarii blocurilor de închiriat ar putea răsufla ușurați. Veste proastă pentru brăilenii care vor să obțină pensia de boală și au nevoie de avizele necesare de la Comisia de Expertiză din cadrul Casei Județene de Pensii Brăila. După ce 3 din cei 4 doctori care activează pe acest segment au fost arestați pentru fapte de corupție, acum serviciul funcționează cu un singur om. Cozile sunt interminabile, iar medicul face față cu greu numărului mare de pacienți.
30 de persoane cu diverse probleme de sănătate sunt nevoite să aștepte zilnic ore întregi pentru a primi avizul de la singurul medic care reprezintă în acest moment serviciul de expertiză medicală și recuperarea capacității de muncă Brăila. Situația este dramatică, mai ales că pensionarii de invaliditate sunt programați pentru anumite zile, iar dacă ratează termenul, pot rămâne fără pensie. În momentul de față, serviciul de expertiză medicală și recuperarea capacității de muncă din cadrul casei județene de pensii lucrează în sistem de avarie totală. Pentru că din 4 cabinete, la momentul de față, funcționează un singur cabinet, sau mă rog, un singur medic. Am încercat să port pe discuție deocamdată cu colegii din județele limitrofe, se pare că nu prea am avut câștig de cauză și oricum nu pot să fac nicio mișcare până în data de 15-16 iulie, când expiră acel mandat de arest preventiv pentru cele trei doctorițe. În aceste condiții, directorul instituției roagă pe brăileni să înțeleagă și să facă tot posibilul pentru a rezista la cozile interminabile, pentru că, efectiv, altă soluție nu există. Un apel la pensionarii de invaliditate să înțeleagă, care au revizuit, să înțeleagă situația în care suntem și să aștepte, atunci când au ziua de revizuire, să aștepte pe holurile acestui serviciu. În ceea ce îi privește pe pacienți, aceștia s-au resemnat cu situația și, disperat să-și obțină drepturile bănești, sunt dispus să îndure așteptarea chinuitoare. Și mai aveți de stat, nu? Mai am, dar cum au putut lumii este aici înainte. Așteptați, nu? Da. Merge mai greu decât în dățile trecute? Da. Dar sunteți nevoite să așteptați, că n-aveți încotro. N-am încotro, nu să aștept. Cam de cât așteptați? La 8, la ora 8 dimineață, foarte dimineață. Și azi, cam când preconizați să intrați? Nu știu. Mai sunt persoane în fața dumneavoastră? Mai sunt, da. Cât de des trebuie să veniți pentru reevaluare sau ce trebuie să faceți? La un an. Două dintre cele trei doctorițe acuzate de fapte de corupție sunt în acest moment închise pentru 30 de zile în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Galați, în vreme ce a treia se află pentru aceeași perioadă în arest la domiciliu. La locuințele celor trei au fost găsite în total sume de bani însumând aproximativ 1,5 milioane de euro, bani proveniți din șpăgile luate de-a lungul timpului. Peste 2000 de persoane au fost prezente în piața Ovidiu și au urmărit în aer liber prima proiecție din cadrul festivalului de film Nomad. Detalii la știri. Primarul interimar al Constanței, Decebal Făgădău, împreună cu reprezentanții din turism, au avut o întâlnire cu agenții economici din Mamaia. Mai bine de două ore s-au discutat problemele cu care se confruntă cei din turism, regulamentul din stațiune, dar și acțiunile ce vor avea parte pe timpul sezonului estival. Făgădău a spus că astfel de întrevederi sunt binevenite și vor avea loc periodic. Primarul interimar al Constanței, Decebal Făgădău, a luat pulsul zonei economice din stațiunea Mamaia, purtând discuții cu oamenii de afaceri ai zonei despre strategia de lucru din sezonul 2015. Autoritățile au încercat să identifice problemele cu care se confruntă reprezentanții din turism. Problemele stațiunii Mamaia se structurează în mare parte, în tot. Problemele fundamentale care se confruntă cu hotelierii sunt problemele de investiții majore în stațiunea Mamaia. Și al doilea lucru, este vorba de promovarea stațiunii Mamaia și a venit momentul legat de promovare, în care vedem altfel, trebuie să luăm ce a fost unul din trecut. Niciun fel de promovare nu s-a făcut în satul de vacanță. Nimic este zero. Vă rog să veniți dacă aveți ocazia și va trebui să aveți ocazia să vedeți și dumneavoastră cum arată satul de vacanță. Trebuie să reușim să ne plimbăm și noi cu satul de vacanță. Să vedeți satul de vacanță la adevărat. Reprezentanții din turism doresc implementarea unei noi strategii de promovare care să atragă turiștii spre perla litoralului. Sugerez că ar trebui să discutăm despre un calendar de eveniment anual, nu pe sezon, pentru că exact situația care a fost ridicată aici, vreau să o ridic, dar tocmai a fost construită, noi trebuie să construim imaginea destinației turistice Constanța / Mamaia pentru întregul an. Cred că este timpul în acest moment să stabilim împreună în ce direcție trebuie să mergem.
Cine decide? Cine muncește? Și mai mult decât atât, care este strategia în circumscriere? Decebal Făgădău a discutat cu reprezentanții din turism și despre decibelii mult peste limită ce se aud în stațiunea Mamaia și care deranjează o parte dintre turiști. Dacă stai la o terasă, auzi minim trei tipuri de muzică. Dar dincolo de faptul că aceste lucruri sunt sau nu sunt circumscrise unor condiții de autorizare, haideți să naștem un cadru de autorizare coerent. Astfel încât, în momentul în care eliberăm autorizațiile de funcționare, să atașăm, în funcție de zona în care îți desfășoară activitatea și condițiile din regulament. Promovarea stațiunii Mamaia și a satului de vacanță va avea loc și în 2015 cu implicarea Asociației de Promovare Litoral Delta Dunării. Periodic însă, sugestiile și strategia vor fi comunicate în cadrul altor întâlniri cu autoritățile locale, reprezentanții din turism și agenții economici. Vernisaj ieșit din comun la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Asistentul Gabriela Pârvuleța Ramă și-a expus cea mai recentă lucrare chiar în laboratorul unde își desfășoară zilnic activitatea. Aceasta lucrează în cadrul spitalului de ani de zile și este absolventa Facultății de Arte a Universității Ovidius. De-a lungul anilor, creațiile sale au fost găzduite și de Centrul de Transfuzii Sanguine Constanța, dar și de Biblioteca Județeană Ine Roman. Luxul a acostat în portul Constanța împreună cu 3.000 de turiști din toate colțurile lumii, veritabil orășel plutitor în care și-au dat întâlnire toate culturile pentru o călătorie relaxantă. Pachebotul Emerald Princess a făcut o scurtă escală în orașul de la malul mării. Plină de distracție, colorată și luminoasă, nava te încântă de îndată ce pășești în holul principal, cu lifturile sale panoramice și sculpturile sale elegante. Deasupra se află un imens tavan din sticlă cu priveliște spre cer, iar de jur împrejur totul e decorat în lemn de esență nobilă. Turiștilor le sunt satisfăcute cele mai sofisticate cerințe, dar totul, evident, la un preț pe măsură. Prețurile au scăzut și scad constant de la an la an, nu mai sunt reduceri chiar așa spectaculoase cum erau în urmă cu 3-4 ani, dar putem găsi că sunt tarife promoționale, o astfel de croazieră și de la 500 de euro de persoană pentru un itinerariu de 7 zile pe navă de 5 stele plus precum aceasta. Având înălțimea unui bloc cu 20 de etaje și o lungime de aproape 300 de metri, Emerald Princess are o suprafață totală de peste 20 de ori mai mare decât un stadion olimpic. Încăperile elegante, atenția pentru detalii și culorile relaxante transformă Emerald Princess într-un vas de croazieră atât de confortabil încât a devenit cel mai iubit vapor din întreaga flotă Princess. De exemplu, acum avem promoții cu 319 euro cu tot cu taxe, o linie de lux, în mijlocul lunii august. De obicei, înainte era iarna, octombrie, noiembrie, ianuarie, februarie. S-au schimbat lucrurile. Anul acesta am văzut foarte multe promoții și au început promoțiile din luna iunie, mai a fost iarăși extraordinar, dar nu ne-am așteptat ca luna august să fie atât de ieftină. From how many days you are on the sea? 14 days, 7 plus 7. It's too much, it's okay. No, it's never enough. Vacation, if it never ended, would be great. We started in Rome. We end in Istanbul, and then we stay a few days in Istanbul, and then we head back to the United States. If you just spend on the cruise, it's about $1,000, $2,000. Yeah, my wife's going to spend a lot. What kind of tourist? But there's extra. There's extra expenses that you don't add. How many cities you visit? The Greek Isles, Capri, Italy, Rome. We're ending up in Istanbul. First time in Romania. Bulgaria tomorrow. Echipajul pachebotului cuprinde numeroase naționalități, printre care, evident, și români. Nava de pasageri a făcut o escală de numai 11 ore în portul Constanța, iar de pe urma ei au câștigat autoritățile portuare, companiile de agenturare, de pilotaj și remorcaj. Cel mai mult au profitat agențiile de turism și transportatorii auto, muzeele din Constanța și Histria, precum și producătorii de vinuri de la Murfatlar.
Numele Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța va fi purtat peste hotare. Actorii de la Malul Mării au încheiat stagiunea de aici, însă dau startul turneelor internaționale. Prima reprezentație va avea loc în Germania pe 30 iunie, iar maratonul va continua până pe 5 iulie, spre finalul lunii viitoare. Artiștii constanțeni sunt așteptați pe scenele din Franța, unde pe 27 iulie debutează un nou turneu. Între cele două evenimente internaționale, coriștii și instrumentiștii teatrului vor participa la cel mai mare festival de operă în aer liber din România, care se va desfășura în perioada 15-20 iulie la Deva și Hunedoara. Seara trecută, festivalul de film Nomad a luat startul la Constanța. Pelicula românească Aferim a fost cea care a deschis seria celor 6 nopți pline de cultură de la Malul Mării. Peste 2000 de persoane au fost prezente în Piața Ovidiu și au urmărit în aer liber filmul care a câștigat Ursul de Argint pentru regie la Berlin. Arză-l pe cudascăl, cu mâne căjește, umblă să mă învețe, grecul păsărește. Arză-l pe cudascăl, cu mâne căjește, umblă să mă învețe, grecul păsărește. Tip-o, 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 tip-o. Dă-ntr-un însuflețit este un neînsuflețit. Constanța a renunțat pentru câteva zile la cinematografele tradiționale și s-a mutat în Piața Ovidiu, aproape de mare. Peste 2000 de persoane au fost prezente în prima seară a festivalului de film Nomad la cinematograful în aer liber pentru a urmări proiecția filmului românesc Aferim, recent premiat la Berlin cu Ursul de Argint pentru regie. Lungmetrajul care a deschis seria celor 6 nopți de cultură este unul istoric, a cărui acțiune are loc în țara românească la începutul secolului XIX. S-a rupt blestemata asta de roată de la Harava. Ai nevoie să te ajutăm, că niște buni samariteni ce suntem? Să vă dea Dumnezeu sănătate, că mă mănâncă șerpii pe aici. Așa, că Dumnezeu are mare bucurie când doi săra să ajută. Aveți acolo topor și ce vă mai trebuie. Setea pentru cultură a reușit să adune spectatori de toate vârstele în fața imensului ecran. Oamenii au apreciat inițiativa tinerilor care au transformat în realitate ideea de a exista un cinematograf în aer liber. A revenit cultura, că altfel nu e frumos față de alte orașe din țară. Mi se pare o idee foarte creativă și chiar cred că tinerii se bucură cel mai mult de ea și mie cel puțin mi-a plăcut foarte mult. Dar filmul cum vi s-a părut? Foarte interesant și mai sunt și alte filme în seriile ce urmează la care vreau să particip. Super tare, îmi place foarte tare și e mai mult lume decât credeam că o să fie. Filmul cum vi s-a părut? Drăguț, tare. Prezența publicului la Constanța în cadrul Nomad International Film Festival a fost la fel de numeroasă ca și în Timișoara. Este un festival dedicat comunităților de minorități din România. Acum suntem la Constanța, am fost în săptămânile trecute la Timișoara, București și Târgu Mureș. Ne bucurăm că în seara aceasta au fost atât de mulți oameni, cred că sunt în jur de 2000 de oameni aici la proiecție. Ne bucură lucrul acesta și la Timișoara au fost la fel de mulți oameni, deci Constanța și Timișoara sunt la bătaie pentru cei mai mulți spectatori la festivalul nostru. Proiectul s-a realizat în parteneriat cu coordonatorii proiectului Descoperă Piața Ovidiu, care au ținut să arate locuitorilor din Constanța că peninsula are un potențial magnific ce poate fi exploatat în primul rând prin acte de cultură. Ne bucurăm pentru o prezență atât de mare și invităm în fiecare zi de acum încolo până duminică pe constanțeni să descopere Piața Ovidiu, inima orașului Constanța. Nomad International Film Festival se va desfășura la Constanța până pe 28 iunie. În fiecare seară, de la ora 21:30, vor rula pe ecran lungmetrajele. Pașaport de Germania, regia Răzvan Georgescu, miercuri 24 iunie. Sundata, regia Iram Hak, joi 25 iunie. Trenul vieții, regia Radu Mihăileanu, vineri 26 iunie. Toto și surorile lui, regia Alexander Nanău, sâmbătă 27 iunie. Drumul păsărilor, regia Clara Trâncseni și Vlad Naumescu, duminică 28 iunie. Filmele nu sunt singura doză de cultură din cadrul proiectului. Publicul se va bucura și de spectacole de cântec, dans, expoziții de pictură pe apă, colțuri de lectură specifice minorităților din Dobrogea. Participarea la festival este gratuită. Pe final urmărim evenimentele care au avut loc în plan extern. Ultimii trei președinți ai Franței, François Hollande, Nicolas Sarkozy și Jacques Chirac, precum și numeroși miniștri, funcționari de rang înalt, deputați sau diplomați francezi, au fost interceptați în beneficiul Statelor Unite, potrivit unor documente confidențiale ale NSA, dezvăluite de WikiLeaks.
Israel a anulat autorizațiile eliberate pentru 500 de locuitori musulmani în fâșia Gaza, care doreau să își petreacă sfârșitul de săptămână la Ierusalim. Decizia a fost luată după ultimele incidente armate înregistrate la granița cu teritoriul palestinian. Magistrații din Țara Lalelelor au decis că statul olandez este obligat să reducă emisia gazelor cu efect de seră cu 25% față de cantitatea emisă în anul 1990. Vame și chinezi au confiscat peste 100.000 de tone de carne congelată în valoare de aproximativ 430 de milioane de euro. O parte din cantitatea de carne era veche de 40 de ani sau în putrefacție. Doamnelor și domnilor, jurnalul Litoral TV a ajuns la final. Eu sunt Beatrice Barbu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o seară excelentă. La revedere!